Vicepreședintele Consiliului Județean Ioan Samoil a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș că își dorește pe viitor o colaborare bună cu actualul prefect al județului, Valentin Barbu. De asemenea, acesta a criticat faptul că anumite proiecte de dezvoltare a județului nu sunt susținute în cadrul ședințelor de consilierii PNL și USR+. Am avut ședință de Consiliu Județean, n-am reușit să trecem două proiecte de hotărâri care dau trecerea în administrare a două drumuri comunale în administrarea Consiliului Județean. Intenționam acolo să facem un proiect pentru a face o intrare la autostrada a 2. Este foarte, foarte necesar pentru toată zona. Suntem o zonă agricolă. După cum știți, toate cerealele sunt transportate în portul de la Marea Neagră, Constanța, și era foarte, foarte necesar și util realizarea acestei drepturi de intrare pe autostradă. După toate discuțiile pe care am avut în Consiliul Județean și în comisii cu opoziția PNL-USR din Consiliul Județean, toate argumentele pe care le-am adus nu au fost suficiente astfel încât să îi convingem de utilitatea acestei hotărâri. Au votat împotrivă inițial, am pus din nou o ședință extraordinară pentru că aveam de aprobat două hotărâri care aveau teren. Am reluat discuțiile în comisii, dar opoziția a votat din nou împotrivă. Nu reușim, cu toate declarațiile politice pe care le fac, nu reușim să îi facem să înțeleagă că sunt lucruri necesare și utile pentru județul Călăraș, nu sunt chestiuni personale. Sperăm, acum, după cum știți, avem instalat un nou prefect, provine, a avut un mandat la Consiliul Județean, sperăm într-o colaborare frumoasă cu domnul Barbu, având în vedere faptul că știe cu ce ne confruntăm în Consiliul Județean, sperăm să avem o lucrare și lucrurile să nu mai fie blocate și orice hotărâre, orice decizie să fie contestată. Din punct de vedere al bugetului, am spus-o și repet, avem un buget al austerității. Pe lângă faptul că acum este aproape certitudine, față de 2019, bugetul pe 2020 a fost la 50%, iar acum, față de 2020, este în calculele noastre, noi nu reușim și să funcționăm decât pentru 6 luni de zile. S-au făcut promisiuni legate de protecția copilului și asistența socială, chiar dacă în preambulul legii spune clar și este stipulat că bugetul asigură 90% din cheltuieli, din calculele noastre nu avem decât pentru 6 luni de zile banii alocați pentru protecția copilului și noi suntem cu protecția copilului într-o organizare, vrem să conform legii pentru că există o lege și trebuie să o punem aplicare până în 2023. Dacă avem mai mult de 50 de persoane în același centru, ne diminuează pe fiecare an de 25% din buget. Și noi suntem într-o organizare cu cei de la protecția copilului, avem poste de rugăm, mai externalizăm din servicii, astfel încât să putem să facem față acestei situații care nu este deloc plăcută. Avem o problemă care iar ține de guvern, problema transportului pentru elevi. Acest cheltuială era de contat sau să derulat prin Consiliul Județean, banii trebuia să provină de la buget, banii nu mai avem în septembrie, am reușit
până acum să plătim de la buget, bugetul nu mai permite, este într-un dezbatere o ordonanță de urgență ca acest serviciu să treacă în, să fie decontat de către Ministerul Învățământului, dar și această chestiune la momentul ăsta nu este rezolvată, este în dezbatere, nu știu cum s-a aprobat. Problema transportatorilor este că elevii, mă rog, unii se mai deplasează și transportatorii sunt într-o mare problemă pentru că ei trebuie să concoreze, trebuie să elibereze abonamente, dar, pe de altă parte, nu se știe când și de unde o să încaseze acești bani. Domnule Samuel, a început restructurarea la cei de la Bătălui? Care este viață de ce? Da. Avem corespondență cu niște ONG-uri din București, o să preia, acum am înțeles, un număr de 30. Mai avem un centru la Vasilați, mai bine spus la Nuci. Suntem în discuții să mai preia o parte din, nu știu, 20, să vedem care e capacitatea. Și după care ce rămâne acolo, intenția noastră este să relocăm centru, o să aducem diferența ori la Ciucănești, ori dacă o să finalizăm centrul de la Ciucănești. A crescut cumva numărul de salariat de la protecția copilului de la 799 la 1000? Probabil că nu am dat cert la momentul ăsta, dar probabil că creșterea se referă la, că știți, în protecția copilului nu sunt numai angajați care sunt și cei care sunt în această discuție part-time, cu asistenții maternale. Da. Ați spus mai devreme că sperați să aveți sprijinul actualului prefect. Cum poate ajuta actualul prefect să treceți cele două proiecte de hotărâre privind drumurile, dacă acesta nu a votat în Consiliul Județean? Sper pe viitor. Adică acum... A, nu vă referiți la cele două proiecte? Nu, la cele două proiecte. Cele două proiecte am reușit acum. Urmând să facem demersurile pentru ca și cele două localități să-și obțină hotărârea de Consiliul Local, pe care să facem demersurile cu Ministerul Transportului, să putem să facem un proiect pentru cea predea pentru intrarea pe autostradă. Domnul Iliu, se spunea câteva săptămâni că vor urma o discuție cu opoziția PNR-USR și ceilalți pentru a aproba un plan de reorganizare a instituțiilor de suport. Și în fața un consens în partea lor. Cum puteți face acest lucru când ați putut ajunge la un consens cu drumul? Da. Asta și spuneam, noi încercăm, am solicitat că, acum cum bine știți, în Consiliul Județean, fiind două, trei grupuri politice, în mod normal e greu să discuți și să negociezi așa cu toată lumea. Am solicitat ca în partea opoziției să fie un lider care să poată să vină să discute probleme strict legate de proiecte de hotărâri înainte de a intra în dezbatere. Nu se dorește, așa cum este concluzia pe care eu o trag, așa cum la nivel național vedeți că acea coaliție PNL, USR, UDMR nu reușește totdeauna să înțeleagă. Cred că același lucru este transmis și în teritoriu și nu reușesc să se înțeleagă între ei. Dacă uitați și cum votează, vedeți că sunt chestiuni care se votează în bloc fără ca cineva să uite pe proiectul de hotărâre și să-și dea votul conștiinte. Nu, acolo e clar o hotărâre politică. Domnul Samuilă, Consiliul de Țean, când va avea bugetul la Roman? Calendarii simbolic. Păi, după cum știți, din momentul în care s-a aprobat la nivel național, trebuie să fie și la noi în dezbatere publică 30 de zile. Așa, trebuie să da, probabil. Ceva sigur în aprilie, da. Vorbim de buget. Când este de austeritate? Când este de austeritate? La nivelul administrației locale, nu spre la Călăraș, nu credeți că ea este supradimensionată, atât ca număr de personal, cât și ca salariu? Acum,
Că mi-ai să mă simt privat. O să, da. Eu am făcut și sunt în momentul ăsta într-o analiză cu aparatul cu Consiliul Județean și cu subordonatele de la Consiliul Județean. Le-am solicitat în ultima ședință operativă pe care am avut-o ca fiecare șef de direcție, director, șef de să-și facă o analiză și să prezinte o situație cu încărcarea fiecărui angajat în Consiliul Județean, pe fișa postului, facem o analiză și o să luăm o hotărâre, pentru că, așa cum v-am spus, nu reușim să funcționăm, să închidem anul, dacă nu luăm niște măsuri privind că nu putem, până la urmă, nu suntem și n-am stare să mergem la Consiliul Județean, să ne luăm salariile, să mergem acasă și să nu dezvoltăm, să nu facem proiecte. Cine v-a hotărâre? Putem? Cine v-a hotărâre? Conducerea Consiliului Județean. Deci executiv. Executiv, cu siguranță, da. Eu cred că prin diminuarea resurselor pe care le-au fost alocate în buget, implicit ei vor să le facă cu mâna noastră această organizare la nivel național, este părerea mea. Atât timp cât nu se dă bani pentru funcționare, eu cred că această chestiune se dorește să fie aruncată către autoritățile locale, nu să fie făcută printr-o hotărâre. Dar noi o să facem o analiză și, cu siguranță, de la salarii, de la bunuri, de la ce se întâmplă în celelalte direcții, trebuie să tăiem anumite cheltuieli ca să putem să avem bani pentru cofinanțare și pentru proiecte care le-am propus. În ultimii ani, salariul local sunt foarte mult în administrația locală. Există o lege, ea a fost pusă în aplicare și la Călăraș, ca în toată țara. Acum, știți, fiind lege, e mai greu să revii. Funcționarii publici știți că este o categorie greu de mișcat. Dar o să vedem ce măsuri o să luăm. Măsuri trebuie să luăm, că altfel nu putem să funcționăm până la sfârșitul anului.